Primăria Timișoara anunță că, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, pune la dispoziția cetățenilor modalități eficiente pentru plata impozitelor. Totodată, reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara reamintesc că este ultima săptămână în care timișorenii pot beneficia de bonificații de 10% pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie 2024 a impozitului pe clădiri, pe terenuri sau a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an 2024. Până la data de 22 martie, din totalul plătitorilor persoane fizice, aproximativ 50% au achitat online. Creșterea constantă a numărului de persoane care apelează la serviciile online este determinată de procesul de digitalizare a administrației locale. Serviciile de plată online sunt menite să faciliteze interacțiunea cu administrația, inclusiv pentru plata facturilor. Plata tuturor tipurilor de impozit se poate face atât online cât și fizic la casieriile din incinta sediului DFMT Timișoara de pe strada Demetria de numărul 1 sau la oficiile poștale din oraș. Cotele de impozitare aplicate în anul 2024 nu au fost majorate, fiind stabilite la același nivel încă din 2018.